În județul Hunedoara se pregătesc deja scenariile pentru viitoarele alegeri locale, iar cuțitele se ascut încet, dar sigur. Pe scena politică vine în forță și Partidul Ecologist Român, care deja a reușit să atragă mai mulți membri, chiar și unii din alte partide. Deja a fost semnat și un protocol de colaborare cu PNCCD, urmând a se constitui și un parteneriat politic, au declarat ecologiștii hunedoreni într-o conferință de presă susținută la DEVA. În ultimii ani, la cârma țării, dar și a comunităților locale, s-a făcut rocada între cele două mari partide politice din România, PNL și PSD. Și puține au fost acele formațiuni politice care să facă o opoziție reală, multe fiind înghițite de cei doi coloși. Partidul Ecologist Român își dorește să devină o forță politică în țară care să fie cu adevărat în opoziție. La nivelul județului au fost deja constituite organizații în aproape toate comunitățile. Sperăm să fim singura forță în momentul de față de opoziție reală din România. Dacă uitați bine, PNL, PSD înseamnă același lucru, nu contează ce pui, că pui ștampila pe PNL sau pe PSD, că ei tot împreună vor fi. Și asta trebuie să explicăm cu toții românilor, că au varianta, dacă le-a fost bine în acești ani și mai ales în ultimul an, dacă scumpirile le plac, au varianta alegerii PNL sau PSD. Dacă își doresc un partid care dorește ca... Mai să nu vorbim de prosperitate, dar de naționalizarea tuturor resurselor naturale prin răscumpărare, au acum o variantă în Partidul Ecologist Român. Mai mulți membri ai partidelor pro-România ori ALDE s-au alăturat deja ecologiștilor, iar președintele acestei formațiuni politice la nivelul județului spune că vor mai fi și alte surprize, dar deocamdată se vor axa pe proiecte comune pentru DEVA și Hunedoara. Au fost și alți membri altor partide care ni s-au alăturat, câteva, de la pro-România, de la ALDE au venit înspre noi. După cum știți, în județul Hunedoara noi construim și un parteneriat politic, PNCCD unii s-a alăturat deja și a semnat protocolul de colaborare cu noi, ne susțin proiectele, susținem împreună anumite proiecte, mai vor fi și alte formațiuni politice, acum cu această întâlnire de la Olimp. Restul partidelor care sunt în județul Hunedoara și care au făcut parte din delegația de întâlnirea de la Olimp, cu siguranță ne se vor alătura și vom face proiecte în prima fază, proiecte comune pentru DEVA și pentru Hunedoara. Ecologiștii au mai declarat în conferința de presă susținută la DEVA că au reușit să constituie 54 de organizații din cele 69 de unități administrative din județ.